Salut internet, eu sunt Ioan, astăzi este vineri, este ora 12 sau 13 undeva în jurul prânzului. Tocmai mi-a venit un colet de la Pisicaraș prin Fan Courier. Este un colet pe care l-am comandat acum 3 sau 4 zile și ținând cont de condițiile atmosferice de afară, știți foarte bine că am minț și că București a fost, well, it was the shitty week. Mă miră că a ajuns atât de repede, în 3 zile. O să încerc să fac un unboxing, ceva ce eu nu prea obișnuiesc să fac unboxing-uri. Iar pentru asta cred că o să iau, nu știu, sau ce am pe aici, o șurubelniță. Hai să vedem cum desfacem chestia asta fără să o rup. Bun, dacă ați citit articolul de ieri sau alalteri, bănuiesc că deja știți că aici se află următoarele chestii. Ha, ce tare! Ok. Auci! Și primul este chiar microfonul Sennheiser. Bine, nu are microfonul. Asta e microfonul care mi-a căzut că sunt de bitoc. Este un SME 91, mă rog, 091. Este un microfon unidirecțional dinamic. Dinamic înseamnă că nu folosește un electret sau un condenser, ci folosește o cască pentru a funcționa. Un microfon dinamic trebuie să aibă neapărat nevoie de un pic de preamplificare, da, operating voltage 1,5V. Dar rămâne de văzut cât de bun e. Punem aici. Aici este un prelungitor Orico, numit și High Power Center. Orico ăsta este un prelungitor cu 4 prize shoot-co, adică 4 prize obișnuite europene, care poate să facă față până undeva la 2500 sau 3600, nu mai știu, 3800 de W, habar n-am. Eu nu cred, nu m-aș duce nici măcar până la 2,5 pentru că e cam mult, mă rog, kilovați. Și 5 porturi USB, care zic ei că dau până la 2,4 A. Eu nu am cum să le măsor pentru că nu dispun de un tester pe USB, dar urmează să cumpăr. O să-i fac un review și în cazul în care nu o să livreze 2,4 A pe portul respectiv, o să adaug în review respectiv după ce o să fie gata sau la o dată ulterioară. Bun, dau și pe asta la o parte. Au, și acum cel ca monstru care e foarte greu și nu pot să ridic o mână. Așa bărbați sunt. Ok. Este un suport pentru 2 monitoare. Este un suport a cărui firmă am uitat-o. Este compatibil VESA de la 13 la 27 inch. Este deci desk mount monitor arm with 4 USB ports. De menționat și chestia asta. Are un hub USB. Și este firma Arctic. Scrie aici, dar sunt retard. Bun, Arctic Z2. Mulți dintre prietenii mei de pe Facebook s-au întrebat dacă jucăria asta o să țină monitoarele pe care le am. O să le țină, pentru că am 2 monitoare foarte ușoare, sunt ambele Philips, un Philips de 19 inch, un Philips de 22, mă rog, 21,5 sau pe acolo, 21,8-22 cât o avea. Iar jucăria asta nu are cum să nu țină monitoarele respective, pentru că este certificată pentru 10 kg. Rămâne să văd ce fac cu toate cutiile astea care le-am strâns de pe la diverse colete. Și apoi o să mă apuc să fac unboxing-uri pentru fiecare dintre cele 3 minuni pe care le-am cumpărat. Hai, fugiți prin zăpadă, reveniți când tremim cu ele.